Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3, sunt Tiberiu Păun și astăzi la Întâlniri Capitale vă propun să discutăm despre un eveniment care nu trebuie ratat, un eveniment de artă, dar mai mult decât de artă. Este un eveniment de suflet pentru că are foarte multă energie și beneficiază și de energia tinereții unui foarte talentat tenor care este și anfitrion, dar și concertează. Este în echipa de organizare, dar și unul dintre artiștii care evoluează. Despre ce este vorba o să aflăm imediat de la invitatul meu de astăzi, tenorul Ștefan von Korch. Bun venit la București, Ștefan! Bine te-am găsit, dragule! Toate bune? Vocea e bine? Slavă Domnului! Da, slavă Domnului, toate sunt în ordine! Știi că asta este cea mai mare problemă în lumea. Nu știe multe lucruri din viața unui artist. Vede doar ce se întâmplă pe scenă și nu știe câte sacrificii face el, pentru că tu nu-ți poți permite așa, înainte de un concert, să mănânci o multă înghețată, să bei foarte rece, că nu se știe dacă poți concerta a doua zi, nu? Uneori am și problemele astea, dar eu cred că este doar o imagine pe care ne-o proiectăm și adevărul e undeva pe la mijloc, pentru că nu cred că dăunează chiar așa de mult și înghețata înainte de concert. Depinde cât de repede o mănânci, depinde de multe. Absolut. Da, uite, Absolut, da. am un prieten care este și el artist și cântă și mi-a zis, dragule, nu puteam, eram răgușit, eram terminat seara și a doua zi eu aveam concert și nu știam ce să fac. Și așa am mâncat o ceapă goală seara înainte de culcare și a doua zi am fost, nu perfect, dar am putut să țin concertul. Deci, un secret. Într-adevăr, ceapa are acest defect de a depune un emolient așa pe gât, deci ajută. Da. Știi că se pune și lângă, când ai un copil care e bolnav, are o gripă, ceva, se pune ceapă tăiată la capul patului, că are proprietatea de a strânge bacteriile, ceapa, știi? E foarte Ce interesant. Da. Interesant. Voi încerca și eu. Hai să vorbim despre lucruri interesante din viața artistică, pentru că astea leacurile, astea băbești, le mai discutăm noi cu alți invitați. Cu altă ocazie, da. Da. Tu ai concertat pe mari scene în Germania, în Italia, în Elveția, în Japonia, în China și pe cele mai importante scene ale operelor și filarmonicilor din România. Deci ai multă experiență, deși ești foarte tânăr. Foarte tânăr nu sunt. Tânăr pot să spun că foarte acesta este, deja mă duce spre bariera de copil, dar la cap, cine știe, tot sunt copil. Unde te-ai simțit tu cel mai emoționat din scenele astea ale mapa mondului? Pot să spun că cel mai bine primit am fost în Italia, pentru că atunci chiar eram foarte tânăr, eram la începuturile tenoriei și nu știam care va fi reacția publicului din Italia, care este un public foarte emancipat în ceea ce privește muzica lor. Și am fost surprins plăcut că, dacă mă uit acum în spate, așa, în retrospectivă, nu cântam la nivelul la care cânt în momentul de față, dar am avut un succes fenomenal. Acum, să știi că tu ai o voce foarte bună și este o mândrie pentru italian. Bănuiesc că ai interpretat o lucrare italienească acolo. Bineînțeles, am interpretat arii. A fost un concert de arii. Este o mândrie pentru ei să audă pe cineva din străinătate, cum interpretează o lucrare a unui artist de-al lor. Cum și pentru noi așa, deși nu cânta bine deloc, dar nu prea știa română. Totul cu tuniu, parcă. A interpretat el în română Da. Ciobănuș cu 300 de oi, nu? Deci, Da, e deci, mândrie da. pentru ei. Într-adevăr, Toto Cutugno este un mare artist și s-a descurcat de minune. Da. E, tu ai interpretat mult mai bine decât el ariile lor. Și mai ales că ai o voce specială, am înțeles că ai niște acute ieșite din comun. De ce sunt atât de ieșite din comun?
Sunt ieșite din comun pentru că am interpretat niște roluri destul de rar interpretate în România, chiar niciodată. Deja am avut parte de bucuria asta de a aduce un repertoriu ca și Ipuritanii, la Sonnambula, Mesa di Gloria de Rossini, deci niște roluri care... Mesa di Gloria a interpretat-o în premieră în România, tu, nu? Da, da. Chiar și la Sonnambula și Ipuritanii, tot în premieră națională. Dar de ce? Pentru că astea sunt lucrări care s-au scris cu foarte mulți ani în urmă. Și avem tenori. De ce nu s-a băgat nimeni să le interpreteze? Avem tenori, dar nu foarte mulți de factura mea, factura mea vocală, adică cu voce destul de pițigăiată, așa. Am înțeles. M-ai făcut curios, dar nu sunt condițiile tehnice bune la un interviu ca să te pun să interpretezi, de aia nu vreau, pentru că vreau să fim pus în valoare. Cine vrea să te audă, să meargă la evenimentul despre care vom vorbi imediat, unde te pot auzi. Bă, cred că i-am făcut curioși pe ascultători. Dacă nu ai condițiile perfecte, nu trebuie să începi să interpretezi ceva, pentru că deja ai un statut, ești un om care a interpretat pe mari scene acum mai. Nu este vorba despre statut, dar prin aplicațiile acestea am mai încercat să cânt și a fost un fiasco total. S-au blocat microfoanele și nu mai funcționa nimic. Normal, Dar vă voi cânta cu mare plăcere. La cum cânti tu, se spar și geamurile, dar apoi blocarea microfonului e cea mai mică problemă. Spune-mi, te rog, am înțeles că ești cel mai căutat tenor al momentului pentru linia solistică din Carmina Burana. Tu ai interpretat-o de vreo 33 de ori. E adevărat? Da, această Carmina Burana este calul meu de bătălie. Cu asta sunt tot timpul prezent pe scena filarmonicilor din țară, că sunt spectacole în aer liber sau la filarmonică. Aceasta este cartea mea de vizită mai în toate filarmonicile din țară. Bun, și este o lucrare pe care o iubesc toți și cei care nu sunt obișnuiți cu opera, cu opereta, cu... Sunt lucrări puternice, marile lucrări, sunt îndrăgite de absolut oricine, indiferent de genul muzical pe care îl preferă. Asta este forța muzicii clasice. Peste ani, peste sute de ani, ea va rămâne la fel. Poate că nu toți acceptă rock-ul, poate că nu toți acceptă jazz-ul, dar lucrări din muzica clasică sunt iubite și recunoscute de absolut oricine. Ba chiar am auzit niște prelucrări de muzică clasică și prin cluburi. Bineînțeles, acum trăim într-o perioadă în care ideile se cam termină și suntem într-un impas al muzicii, să spun așa, și încercăm să readucem și vechile piese spre zilele noastre și okay? Cu siguranță vor avea succes pentru că au fost de calitate. Da, muzica clasică este o forță. Tu ai o forță de tenor, cu niște acute speciale, și ești un om care e pasionat de ceea ce face. Nu doar interpretezi corect niște lucrări, ci transmiți. Transmiți pentru că ai pasiune. Cum ai ajuns tu să te îndrepți către această vocație, spune, că nu e o meserie, e o vocație. Da, am avut niște imbolduri un pic mai mari din partea tatălui meu, care m-a tot direcționat spre muzică. Eu încercam ca fiecare adolescent sau copil să nu ascult, să nu-și asculte părintele, ceea ce așa a fost destul de dificil, dar tatăl meu este foarte perseverent, poate chiar mai perseverent decât sunt eu, și a reușit să mă direcționeze. Uite că eu am spus mereu că e bine să lăsăm copiii să-și caute singur drumul, să nu încerce părinții să-i forțeze. Dar uite că sunt și cazuri fericite în care părinții au dreptate și tu, până la urmă, faci meseria asta nu cu o frustrare pentru că ai îndeplinit ceva ce a vrut tata, nu o faci nici de serviciu, nu o faci nici la un nivel scăzut, ci o faci cu bucurie și la un nivel foarte înalt. Aici... Ce să-ți fac? Tatăl tău a avut dreptate. Este o lecție pentru adolescenți să-și asculte totuși părinții câteodată și dacă nu merge, atunci să-și caute alt drum. Bineînțeles. Și în momentul în care simți că poate nu merge, poate e cazul să încerci
mai tare să te implici. Minunat! Dragii mei, sunt Tiberiu Păun și stau de vorbă cu tenorul Ștefan von Korch, un om care este pasionat și vrea să aducă pasiunea lui alături de colegii pe care i-a invitat la un eveniment pe care îl organizează, undeva în centrul Bucureștiului. Spune-ne câteva detalii despre musical Extravaganța. Da, acest spectacol va avea loc la Sala Dales din București, lângă niște artiști și colegi cu care am pus acest proiect la cale. Și va fi cu totul și cu totul deosebit. Va fi dans, va fi muzică, va fi orchestră. Deci va fi cu totul și cu totul ieșit din comun. Când începe? Când sunt primele spectacole? Primul spectacol, din ce știu, este în data de 5 martie. Frumos. Înainte de Ziua Femeii. Este și un cadou frumos pentru un bărbat care vrea să arate femeii că o iubește cu eleganță. Așa, este vorba de un eveniment care are o serie de spectacole, să spunem, nu este un concert unic și la unele din ele tu ești anfitrion, la altele chiar interpret. Spune despre concertul de deschidere. Concertul de deschidere va fi cel pe care l-am specificat, va fi împreună cu niște artiști care vor dansa, tangouri, valsuri. Deci va fi cu totul și cu totul ieșit din comun. Eu voi încerca să nu-i încurc cântând în momentul în care ei vor dansa și astfel sper că acest spectacol va fi pe placul publicului și mai ales și colegilor cu care voi fi pe scenă. Ce simpatic ești! Mie îmi place când văd oameni de mare valoare care nu uită și ce înseamnă modestia. Nu îi vei încurca, sunt convins, dai un plus de valoare artei lor. Dar zi-mi ce interpretezi tu exact. Eu voi cânta niște piese pe care sunt sigur că le cunoaște multă lume, mai ales din coloanele sonore ale unor filme, cum ar fi Nașul, Parla più piano, se numește piesa. Apoi voi interpreta o muzică a lui Dean Martin, Dați amore. Okay. Voi interpreta Che vuole questa musica stasera de Pipino Gagliardi. Deci vor fi piese arhicunoscute. Și de forță. Cu siguranță. Au foarte multe emoții aceste lucrări. Acum, Da, într-adevăr. Godfather l-a văzut toată lumea. Eu zic că la un asemenea eveniment și cei care ascultă manele de obicei va fi extaziat. Pentru că recunoaște și n-ai cum să nu vibrezi la emoția pe care o transmite o asemenea muzică. Absolut. Zi-mi pe ce perioadă este acest eveniment? Începe în 5? Începe în 5, apoi în 29 martie la final, tot un concert special cu baritonul Adrian Mărcan, solist al operei din București. Vom interpreta lucrări tot dedicate doamnelor, pentru că toată compoziția și toate compozițiile și lucrările au fost făcute, că vrem sau nu vrem, pentru doamne. Mai, și oricum, Și luna martie este a doamnelor, așa că orice am face. Absolut. Nu doar de 1 și 8. Toate lunile sunt ale doamnelor. Dar cele mai frumoase, cele mai de forță lucrări, pentru mine, acum e chestie de gust, să știi, sunt scrise sau cel puțin interpretate de bărbați, de tenori. Da. Noi tenorii avem cumva o trecere mai mare către doamne pentru că suntem un pic mai diferiți, să spun așa. Mai, când se aude o sole mio, așa cum am zis, indiferent ce muzică îți place, te oprești, asculți și aplauzi. Veți cânta și Așa așa ceva? este. Veți cânta și așa ceva la Cu Arma? siguranță, cu siguranță și vor fi lucrări pe care lumea le cunoaște, vor fi lucrări de o amploare sentimentală ieșită din comun. Deci foarte multe emoții, așa cum am spus eu, nu este doar Cu o siguranță. interpretare,
Este stilul tău, pentru că tu nu doar redai niște note, ci transmiți emoție. Și bănuiesc că toți cei pe care i-ai invitat în acest eveniment, toți colegii tăi, fac acest lucru, pentru că cine se aseamănă se adună. Și Într-adevăr. va fi foarte multă emoție la aceste concerte care încep, ai zis, în 5 martie, se termină pe 29 martie, da? Al doilea este pe 29 martie, al treilea va fi în 19 aprilie. Superb! Deci pe o perioadă destul de lungă, dar concertele sunt Da. diferite, adică cine vrea să prindă toată emoția ta și a colegilor tăi, trebuie să meargă la toate concertele, pentru că fiecare concert e diferit, nu? Da, toate sunt diferite, toate au teme cu totul și cu totul diferite, dar centrul și așa este emoția omului care trebuie să fie parte a persoanei noastre. Emoția și iubirea trebuie să fie partea vieții noastre a tuturor, pentru că asta ne ghidează. Deci încep concertele pe 5 martie la Sala Dales. Biletele unde se găsesc? Știi ceva? Biletele se găsesc pe eventim.ro, din ce știu. Ok. Și bănuiesc că și la Sala Dales, cine vrea să ia de Cu acolo. siguranță. Cu Ok. siguranță. Bănuiesc că nu e foarte scump, nu? Ai niște repere sau se ocupă altcineva de organizările astea? Momentan eu nu am repere exacte pentru că sunt niște concerte care vor urma și eu nu sunt în măsură să știu, nu știu prețurile. E normal pentru că tu te ocupi de partea artistică, altcineva se ocupă de organizarea asta, dar bănuiesc că vor găsi detalii pe site. Există un site al evenimentului? Cred că evenimentele vor fi publicate pe pagina de Facebook Allegro Agency Ok. și cu siguranță și pe eventim.ro, unde detaliile nu vor lipsi. Important e că cine este interesat poate da o căutare pe Google, Musical Extravaganza, așa se numește evenimentul, și atunci găsește toate detaliile. Eu am vrut de la tine altfel de detalii, cele emoționale, să-mi spui ce se întâmplă acolo, ce artiști mai vin, dacă mi-ai dat un nume deja, dacă mai poți spune câteva secrete mici ale concertelor, ce se mai întâmplă pe acolo. În celălalt concert din 19 aprilie îl voi avea invitat special pe baritonul Lucian Petrean, o voce de excepție a României, unul dintre cei mai valoroși baritoni ai țării în momentul actual. La acest concert din 5 martie va fi Dana Samuel Istrate, partenera soțului său, deci ei vor fi parte a acestui concert. Și MH Orchestra cu opereta din București. Deci, numai artiști de valoare, artiști cu multă experiență și cred că cine ajunge, pentru că, na, locurile sunt limitate, cine ajunge la acel eveniment se va simți hrănit, în primul rând, spiritual, emoțional. Absolut. Este mai mult decât un concert, este o stare de spirit, ceea ce propune această serie de evenimente, de fapt. Absolut, absolut. Bun, păi eu îți mulțumesc pentru că ne-ai făcut curioși. Cred că a folosit această informație și celor care ne ascultă, pentru că e important să aflăm de evenimentele mari ale orașului. Bucureștenii sunt foarte dornici de ceea ce înseamnă cultură și evenimente de calitate. Și îți mulțumesc pentru că te-ai izbătut să faci acest eveniment alături de alți oameni. Un eveniment în centrul Bucureștiului. Deci Bucureștiul va răsuna de voci de soprane, tenor, bariton, care transmit emoție. Așa este. Bun. Unde ai mai cântat tu în străinătate? De exemplu, ai fost în Japonia și China. Cum Da. o primit acolo? Fost primiți cu alaiuri, ceea ce eu
nu am mai văzut și m-a surprins. Eram foarte emoționat și bucuros că pot să fac parte din astfel de proiecte. Am fost în China chiar vara trecută, în 27 de orașe, dar am cântat doar în 25 pentru că am avut de-a face și cu un taifun pe acolo. Aoleu. Și astfel am fost puși un pic pe grabă spre alte direcții. S-au anulat Dar două pot să concerte. spun, vă rog. S-au anulat două concerte din cauza taifunului? Wow! A venit? Pentru că am avut apă aproape până la genunchi. Aia, ați prins așa ceva? Da. Dar a fost o ploaie caldă, deci tot cu căldură am fost primit. Foarte interesant. Și în cele 20, 25 de orașe din China? Da. Foarte interesant. Și cum ai zis că primiți cu alai, adică se exprimă mai puternic decât europenii? Sunt mai frenetici pentru că muzica pe care noi am interpretat-o acolo, ei nu au ocazia să o vadă chiar în fiecare zi și chiar să vadă oameni mai diferiți decât sunt ei, pentru că, acum, să fim sinceri, arătăm diferit toți. Da. Suntem speciali fiecare în felul nostru. Și eu am avut și, nu știu, avantajul sau dezavantajul de a fi blond. Eram cumva acolo foarte diferit O pată de și culoare. plăcut primit. Da, eu cred acum că, știi, avem un numitor comun, indiferent de ce continent am fi, gustul pentru frumos. Și vocile sunt apreciate indiferent din ce națiune ar fi cel care are vocea. Tu ai voce bună și cred că nu te-au aplaudat pentru că erai blond și erai o pată de culoare, erai ceva nou pe acolo, ci cred că te-au aplaudat și au fost extaziați, cum spui tu, pentru vocea ta și pentru ce ai transmis. Da, sper din tot sufletul că a fost mai mult pentru voce decât pentru părul blond. Nu, n-are cum. Nimeni nu vine la un concert doar ca să vadă un blond, pentru că nu ești singurul blond de pe planetă. Dacă erai singurul, da, mai înțelegeam. Da. Absolut. Au mai văzut la viața ta blond. Și noi am mai văzut. Absolut. La viața noastră chinez, Așa este. vine un mare artist, de exemplu, circul din China, care sunt fascinanți. Ne ducem nu pentru culoarea părului cuiva, nu? Ne ducem să vedem Absolut. niște artiști de valoare. Așa au făcut și ei. Da, e minunat că ai avut această experiență în China, iată, pe mai multe continente, de fapt, și în Europa, și e minunat că totuși nu ai uitat să te întorci în țara unde ai studiat, de fapt. Ai început Așa. și să dai înapoi celor din rândul cărora ai apărut, românilor, să dai o parte din ceea ce ai primit tu de la profesorii tăi, de la idolii tăi. Și o parte din talentul care are legătură și cu seva acestui pământ. Zi-mi Absolut. un lucru care te-a marcat în viața ta ca artist. Ori un sfat al unui profesor, ori o frază pe care ai ținut-o minte, ceva care te-a ghidat și te-a marcat. Nu știu dacă am o frază specială auzită de la cineva, dar mi s-a spus la un moment dat, Ștefane, calitatea primează. Ce frumos! Deci, calitatea înainte de toate. Calitatea primează, deci să nu te intereseze neapărat, n-ai făcut lucruri comerciale niciodată, bănuiesc, și calitatea este mult mai importantă chiar decât succesul. Uneori, succesul poate veni mai Absolut. târziu, dar și unii Absolut. sunt tentați să mai scadă calitatea pentru a avea un succes iluzoriu. Deci, cred că ai primit ceea ce ai auzit tu de la acea persoană. A contat enorm pentru evoluția ta frumoasă. Evoluție frumoasă care va continua și puteți să-l vedeți în plină evoluție, deși are deja foarte multă experiență, dar tot timpul un artist evoluează, în plină evoluție, cum evoluează la concertele din cadrul evenimentului Musical Extravaganza, ce vor avea loc la Sala Dales începând cu 5 martie. Îți mulțumesc pentru
această discuție. Sper că am incitat pe oamenii care iubesc frumosul, pe oamenii care iubesc ceea ce este de calitate. Calitatea primează. Dacă vreți să vă hrăniți întreaga ființă cu ceva de calitate, pentru a avea o viață de calitate, pentru că dacă primim ceva, o energie bună, automat și viața noastră devine mai bună, mergeți la aceste concerte și bucurați-vă de Ștefan și de toți colegii lui, de acei dansatori minunați. Vom avea tango, am înțeles, vals, aici, parcă mă simt în Bucureștiul de altă dată, Bucureștiul interbelic. A revenit acea emoție, calitate, acel parfum special. Un parfum special la un eveniment special. Îți mulțumesc, Ștefan, pentru această discuție. Mulțumesc și eu, Tiberiu, dragă. A fost alături de mine tenorul Ștefan von Korch. Eu sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul. El este perfect. Noi suntem perfectibili. Și ascultați toate emisiunile București FM, pentru că aici e capitala.